Bună! Eu sunt Monica și am răspuns provocării prietenilor de la Herald de a vă povesti despre o carte aleasă de mine, o carte aproape de sufletul meu, o carte pe care anul acesta chiar am făcut-o cu drag cadou prietenilor mei. Este vorba despre compasiune, despre compasiune necondiționată, o carte scrisă de Tara Brach, o persoană foarte dragă sufletului meu. M-am bucurat enorm de mult să văd această carte editată, mai ales că între paginile ei veți găsi câteva repere despre practica pe care ea o predă, și anume practica Rain. Rain, nu? Nu este vorba despre ploaie, dar poate fi ca o ploaie, nu? Care ne hrănește, nu? Ploaia hrănește, la fel cum compasiunea hrănește, cum compasiunea favorizează vindecarea. Ei bine, în această carte, foarte dragă, cum spuneam mie, vă invit să descoperiți între paginile ei câteva dintre tehnicile de lucru, dacă vreți, câteva dintre exercițiile pe care le puteți face singur atunci când poate simțiți anumite emoții intense, anumite emoții care vă creează disconfort, atunci când poate cineva din apropierea voastră simțiți că are nevoie de suport. Ei bine, Rain ne invită să recunoaștem, să acceptăm, să investigăm, cum spune Tara Brach, și să hrănim. Să recunoaștem și să acceptăm orice apare în viața noastră, să recunoaștem, să acceptăm bucuria, la fel de bine cum putem accepta și recunoaște furia, supărarea, disconfortul, emoția, să investigăm dintr-un loc de liniște și calm, să vedem care este motivul pentru care acea emoție, acea percepție, acel sentiment apare și apoi să hrănim din interiorul nostru acea parte din noi care are nevoie de atenție. Știu că se vorbește foarte mult despre compasiune în ultimul timp și da, am ales această carte, dar aș fi ales toate cărțile pe care eu le-am ales atunci când le-am cumpărat, când le-am primit, când am ales să le citesc. Însă această carte mi se pare atât de potrivită pentru această perioadă. Mi se pare o lectură frumoasă, mi se pare o lectură utilă și mi se pare o lectură aproape de sufletul fiecăruia dintre noi.